Casele de asigurări de sănătate funcționează din 1999, an în care s-a implementat cea mai importantă reformă din sistemul de sănătate. Decizia de desființare a acestora a fost o surpriză pentru reprezentanții CJAS, care susțin că nu au fost informați și nu au găsit această precizare nici pe site-ul Ministerului sau CNAS. Legea 95 și legea sănătății, deci mi se pare normal să fie modificată întâi legea sănătății și apoi să regăsim ordinele pentru aplicarea modificărilor. Așteptăm să vedem. Nu cred că în Uniunea Europeană există țară care nu lucrează cu casa de sănătate. În total, casele de sănătate au prin lege 18 atribuții care ar trebui preluate de către alte instituții, însă Ministrul Sănătății nu a precizat și cine va înlocui CNAS. N-aș crede că să face economie. Noi suntem 60 de oameni, nu s-au făcut angajări, nici 60 nu suntem. Vreo 58 suntem, că au mai plecat, dar nu știu ce economii s-ar putea face aici. Casele de asigurări de sănătate din țară sunt subordonate de CNAS și implementează politica acesteia la nivel local. Astfel, fiecare instituție are un buget propriu pe care îl administrează și încheie contracte cu furnizorii de servicii din județul în care funcționează. Mai precis, medicii de familie au activitate doar în strânsă legătură cu CJAS. Desființarea caselor de asigurări ar duce la un real haos în sistemul medical. Gândesc că s-ar putea transforma într-un centru regional, că altfel n-are cum. Pentru că ar trebui să schimbăm toată organizarea. Deci desființarea medicilor medicinei primare ca medici de familie, desființarea centrelor de sănătate, schimbarea întregului sistem, cu schimbarea contractelor, a modului de plată. Casele județene de sănătate sunt subordonate CNAS, principalul finanțator al sistemului, cu un buget de peste 4 miliarde de euro anual. Cu toate acestea, Ministrul Sănătății consideră că măsura desființării instituției ar aduce economii semnificative.